Te-a mai sunat cineva? M-a sunat cineva și mi-a zis: alo, domnul Blitz. Pe mine mă cheamă Bilt și m-a sunat și mi-a zis: alo, domnul Blitz. Și venea să-i zic că îmi pare rău, ați greșit telefonul. Și pentru ce job era? Nu te-a interesat? Adică... Bună întrebare. Deci mor, nu. Stai că o sun. Sun acum ai. Gata, trebuie să facem o chestie de aia. 3, 2, 1. Un nou episod din Open Podcast. Pam, pam, pam. A, uite, ai putea să faci voci. Oameni buni, episodul acesta de Open Podcast nici nu trebuia să se întâmple, însă ne-am adunat, dar scuze, mă uitam la Ciprian. Să nu faceți glume de alea cu ochiul, că sunteți măgăruși. Episodul acesta din Open Podcast nu trebuia să se întâmple. Este un Open Podcast caritabil, încercăm să găsim un job pentru Vlăduț. Vlăduț, ce job ți-ar plăcea să faci? Unul care să se și plătească. Ok, dar te-au mai păcălit, ai mai muncit, Moca? Bă, n-ai de unde să știi, am mai muncit pentru comunitate, dar e altă poveste. Pentru comunitate? N-am povestit nimic, zi-ne cum ai muncit pentru comunitate. Ați-au dat, te-au obligat să muncești? Da. Câte ore? Stai să mă gândesc, 60 de zile, dar o zi de aia de muncă înseamnă 2 ore, gen 120 de ore. A, se vede că ai lucrat la state. O zi de muncă, 2 ore. Și ce ai făcut? Ce te-au pus să faci? Bă, dezasamblat lucruri în majoritatea timpului. Dezasamblat absolut orice. Tonomate de cafea, frigidere, televizoare. Am găsit un televizor de la Diamant vechi de 40 de ani. Era numai lemn și o singură placă de circuit pe el. Aia era toată tehnologia de pe el. Păi și de ce, ce făceai cu el după ce îl dezasamblai? Îl împachetai pe circuite. Ia și tu de acolo, ia și tu de acolo. Ok, alături de noi se află și Angel Constantin. Auzi, am o întrebare pentru tine. Pare foarte lent. Ce dracu făceai tu în 2 ore? Adică... Păi asta era și ideea, dar nu vrei să muncești mai mult, nu? Dar nu vrei să termini, ce ai de dezasamblat. Apucai să dezasamblezi ceva în 2 ore? Sau? Da. Prima zi de lucru. Vlad Bilț a șters televizorul de praf. Bă, am lucrat în tot felul de locuri. Se pare că am povestit și data trecută, dar acum, pe pandemie, mi se pare cel mai greu să te angajezi. Bă, dar cel mai greu ever. M-am uitat pe o grămadă de joburi, de anunțuri pentru joburi, bă, și după ce am terminat de citit cerințe și astea și vai, și am ajuns în sfârșit la rubrica de beneficii și am zis: mamă, în sfârșit au terminat de cerut lucruri de la mine, acum să mi se dea. Și eu deja îmi imaginam, bă, beneficii, la ce te gândești tu la beneficii? Mașină de serviciu, telefon de serviciu, femeie de serviciu, bonuri de masă. Mă uit acolo la beneficii, oportunitatea de a lucra pentru o companie internațională. Și ai aplicat? Da. Păi da, dar ai șansa să te simți altfel dacă porți un tricou cu numele lor. Nu știu, ai încercat vreodată treaba asta? Bă, nu știu exact. Aia e cu oportunitate. Ce? Depinde la ce lucrezi. Uite, dacă păi, lucrezi la aia ce e, VG3 e o firmă. Care o asta? Da. VGB ar fi trebuit să fie, e un fake, ar fi trebuit să fie de la Vagabond, știi? Ok. Dar a, se fac fake-uri după Vagabond acum? E... După orice. Înțeles. Uite, zi-ne tu cu ce te ocupi. Dă-i un pont lui Vlad. Uite, eu schimb cauciucuri, de exemplu. Se vede. De la mașină. Cauciucuri de la mașină, da. Eu le schimb. E un job cât de cât ok, dacă n-ai altceva mai bun de făcut și dacă n-ai studii superioare. Și nici medii. Și dacă am studii, ce fac? Te uiți la schimb ambreiajul, altceva? lucrez două ore și iei banii pe care iau eu în 8 ore. Cam asta face. Da, e un job ok ăsta? Tu ai o vulcanizare mobilă, se cheamă? Sau? Da, am două vulcanizări mobile și merg cât de cât când este sezonul. Mă și amuzi, că dau de diferiți clienți. Am adus un concept nou, vulcanizare mobilă. Și mulți n-a mai fost chestia asta la noi până acum? La voi București, eu vin din Ploiești. A, nu ziceam de România. Am Ploiești, ai venit cu noutatea asta. Și ei au de alea. Dom'le, da, aveți tot în mașină, dar aveți, le schimbați la levier, dar... Și la un moment dat cineva m-a întrebat: dar unde bag eu mașina? Și zic, am eu pe spate niște uși, mai le deschide mai mult și e ok. Dar a început lumea să prindă conceptul ăsta, adică merge? Mă, merge. Sunt unii foarte comozi, merge, dar sunt unii care... Și cât costă? A, pe dincolo era mai ieftin, cu 5 lei. Da, stai în frig. Prețul e același ca la o vulcanizare normală? Nu, este puțin mai ridicat. Pentru că este un serviciu exclusivist, cred eu, și de aceea mi-am permis să ridic puțin prețurile. Dar nu gen, dacă vrea omul să-și schimbe
roțile într-un loc de ăsta mai fancy, poți să le schimbi acolo, nu? Poți să mergi pe Transfăgărășan să le schimbi? Poți. Da, eu vin la tine, ideea că eu vin la tine acasă, tu nu trebuie să îți întrerupi partidele de sex, știi? Îmi dai decât cheia, eu îți schimb roțile, la sfârșit îmi dai banii și cam aia e. Nice. Bine, oamenii ăștia doi, adică pe tine te știe lumea, Vlad, oricum ești un preferat al publicului de Open Podcast, care nu prea ne place așa. De ce? Ce a zis publicul? Noi filmăm în ziua în care s-a pus episodul trecut. Și chiar mă uitam cu Mădălin și erau... Cât erau, Mădălin, like-uri și dislike-uri? Multe. Un raport nu foarte bun. Îți pare că oamenii nu vor neapărat Open Podcast. Dar știu că episodul cu tine a fost... Ești vedeta Open Podcast-ului. O să te chemăm de acum, asta vreau să spun. Să dau surpriza, o să primești un contract. Perioada nedeterminată la Open Podcast. O să faci parte din echipa de Full Arthur, de Mădălin, de Ciprian, de mine. Vai, ce frumos, îmi curge o lacrimă. Stai să mă stropesc cu apă pe față. Puțin. Așa, iar tu faci și stand-up, nu? Ai fost la Open Mic-uri, ai fost la Umor, că o zic lumea, bă, a chemat un băiat care îți schimba învelope la Open Podcast. Da, am fost pare la... Pare și puțin interlop, așa, cu toate la, tatuajele. Bă, de asta mor pe treaba asta, știi că eu sunt fix opusul. Toată lumea crede că sunt interlop, pește rău, dar nu, sunt fix opusul. Dacă pește rău? Pește rău. Pare un anunț rău de la depus, dacă ai acvariu cu piranii, atenție, pește rău. Lumea tot are impresia asta despre mine la prima vedere, știi, mamă, tatuatul ăla, bulangiul ăla, și deja îmi iau, eu aș fi vrut să-mi iau epitete, dar nu mi le iau niciodată din cauza imaginii. Dar ce înseamnă, dacă îmi permis să întrerup, ce înseamnă opusul unui pește? Adică tu iei fete de la futut de pe stradă și te duci înapoi acasă la oameni? Nu, treci pe acasă, ce cauți ăsta, nu? Că ești un om bun, blând, în da, sensul ăsta? Da, sunt ok. Dacă le și spui, mamă, unde l-ai găsit, nu le mai primește nimeni. Treaba, ia-o, domnule, că n-avem nevoie de ea. Îmi asum riscul ăsta, știu că o să fie pe net, dar da, am avut fete care au zis, vreau să merg cu tine la produs. Fă, eu nu sunt bun, că eu îți dau flori, eu nu știu să fiu ca alții, deci nu, eu n-am nicio treabă cu... Am înțeles, dar bine, erai conștient în momentul în care ți-ai construit imaginea asta, că asta o să transmiți, nu poți să te tatuezi până în gât. Măi, eu am vrut mai întâi să scap de bătăile de la bloc, știi, și am zis, dacă mă tatuez, e ca un scut. Mă, nu, n-a fost așa, dar am rămas cu tatuajele, cel puțin, vânătăile au trecut. Ok, zi-mi un pic de stand-up, cum ai descoperit stand-up-ul? Ca să fie un pic și despre stand-up podcastul ăsta, nu despre bătăi, tatuaje, anvelope și locuri de muncă o să neîmplinite. Prin Ai Umor, și am ajuns la Ai Umor dintr-o greșeală și dintr-o zgârcenie, să fiu sincer. Mi-a plăcut treaba aia cu vă dăm cazare gratuită. A, tu căutai cazare în București, aveai o comandă de schimbare. Eram în Anglia și trebuia să vin în țară, vreau să vin un pic în București. Cineva m-a înscris la Ai Umor, n-am vrut să merg. Nici nu te-ai înscris tu? Nu, cineva m-a înscris la Ai Umor, n-am vrut să merg, dar la un moment dat au zis acolo, cazare gratuită. Și zic, bă, scutești cam 100 de euro dacă stai bine să te gândești. Hai să mergem. Am dat-o pe aia cu bombardierii, după care am zis să mă opresc. Și a venit Petre Dănuț și a zis, bă, hai să mergem la, să facem, să urcăm la open mic. Am urcat prima dată la open mic aici când nu era public, a fost de căcat totul. Și după aia tot el a zis, haide mai încearcă, mai încearcă, și am mai încercat. După care am început să merg cu Nae și a început să intre microbul ăsta în mine. Dar nu zic că o fac bine. Să nu-i mai zici numele, că o să pună bip oricum la montaj și o să fie lumea curioasă. Nici nu știu cum să zic, dă-mi o poreclă să o folosesc. Oh, okay. Zi numele întreg, Alin Șună. Curios dacă ar veni cineva la stand-up să-și pună pe afiș stand-up comedy cu Alin Șună. Mai bine schimba numele în Căp Șună. Spectacol, da, muzică populară cu Alin Șună. Ăsta e numele lui? Da, dar tu nu știi? Nu l-ai? Nu. Ăsta-i. Nu-i. Dar pe tine chiar te cheamă Constantin Angel? Nu. Încă scrii tot nume de scenă, așa, gen. A, nu. Crezi că pe Bilt îl cheamă Bilt? Ce tot om bune? Normal. Te cheamă Bilt? Normal, vrei să-ți arăt buletinul? Dar ce origine are numele tău? Ai făcut ceva? Nemțesc, arborile? Crezi că mi-aș fi pus un nume atât de complicat degeaba, dar că aș fi vrut eu să-l pun. Ai verificat? Ai mers pe linia arborului? Nu, de ce aș face asta? Nu ești curios să vezi de unde te tragi? Eu am aflat că-s din Craiova deloc. Am vorbit cu fratele meu recent și am vorbit cu un tip care, un rude noastră care lucrează pe la ceva, ministerul, bla bla bla, și el a făcut niște verificări și de fapt Gheorghe din Craiova. Chiar mă miram eu de ce îl cheamă pe tipul ăla de la Play, care se ocupa Gheorghe, și eram... Tu ești din Craiova? Și mă întrebai pe mine cum eu... Nu, eu nu sunt din Craiova. Originile numelui Gheorghe, se pare că la un moment dat a plecat unul din Craiova. Păi uite, opusul la pește, Gheorghe din Craiova. Ok, așa, și ai fost la open mic-uri? Ți-a plăcut? Da, mi-a plăcut până în ziua aia când ai dat-o tu
când am venit cu mama la open mic. Ai fost cu maică ta la open mic? Da, știi, și știi și tu că ai țipat în microfon. Dar eu trebuie să mă prefac că nu știu chiar o emisiune din aia ca tu să-mi povestești. Nu poate fi discuția. Ah, când ai fost, ok. Da. Vlad, zi-mi când ai... Povestești un pic. Am venit cu mama la... la open mic, am încercat să-i fac un text, a urcat mama după mine și la un moment dat domnul Gherghe, aici de față, a spus, cum e Anghele, ca măta să dea mai bine ca tine. Bă, a dat-o mai bine în seara aia, ce vrei. Da. Bine, textul îl făcuse și tu, deci cumva ai fost comedy writer pentru maică ta. Da, și culmea că m-am ofticat că la textul scris de mine, pentru mine, n-a râs nimeni și pentru mama... Da, mă, era și o situație atipică, era o chestie exotică să vină mama cuiva pe scenă. Da? Adică a transmis emoția, că da, era emoționată fiind prima oară pe scenă. Da, tu, Vlad, m-am bucurat. Ai scris vreodată glume pentru cineva? Nu, doar pentru mine. Ai vrea să scrii glume pentru cineva? Bă, nu neapărat. Înainte de asta, stai puțin. Bă, mi-a rămas pe cap asta că eu am tatuaje, dar de fapt sunt sensibil. Nu știu, de obicei oamenii sensibili nu se tatuează. Adică te gândești că doare, mai ales pe mâini. Nu știu dacă ești sensibil, te doare și aici și aici. Cel mai tare doare în palmă, nu? Da, mă, dar n-are treabă rezistența corporală. El e sensibil cu... sufletește, da. Gen, ești tare prin afară, dar slab pe dinăuntru? Exact. Da. Da, mulțumesc. Se-ți cumva opusul, că tu pari tare pe dinăuntru, slab pe din afară. Oh, mulțumesc. Nu? Nu ești tare pe dinăuntru? Adică ai trecut prin niște chestii în viață. Nu știu ce să zic. Merge. Da, uite, puteți să faceți un duo de comedie. Tare pe din afară, slab pe dinăuntru. Și invers. Ar merge. Bilț versus Angel. Asta e un pic la tine... Care e numele de familie? Angel. Angel și Constantin, ok, că suna în zona aia de nu știu exact ce și cum. Așa, acum Bilț, povestește-ne dacă ai intrat recent în vreun conflict online. Scuze, dacă nu vrei să vorbești, ok, nu trebuie să vorbești. Bă, nu știu, nu mi se pare... Mi s-a părut funny, adică e... Bă, nu știu, nu mi s-a părut Caterinca, dacă primeam mai multe haha-uri la postare, poate. Dar câte ai? Câte? Nu știu, niciunul. Am un like. Da, e, na. Ăsta mi se pare nivelul pe care le sortezi. Like-uri, haha-uri și... Bine, ce mă interesează pe mine să aflu, foarte pe scurt povestea, ca să nu intrăm în detalii. Tu ai comentat la o postare de a lui Bromania, nu? De a lui Matei Dima. Da. Ai comentat, a fost ceva cu hate? Nu, a fost gen să te amuzi, să râzi, nu? Sau ce a fost în comentariul? Adică n-a fost, sau a fost? După privire pare că... Bă, nici nu mai știu. Țin minte că i-am zis că a luat bani de la STB și ce i-am mai zis. Nu știu, i-am mai zis ceva. Dar nu mai țin minte exact cum era postarea. Dar Bromania nici măcar nu a răspuns asta, mi se pare. De ce ți se pare ție funny? Ne de parcă am avut un beef cu Bromania. A, nu, funny mi s-a părut replica ta de mai jos, cu că ai vrea să scrii glume sau ceva. Nu mai era replica, nici n-ai citit postarea. Nu? Am citit-o, Vlad, dar am vorbit mai devreme cu Angel. Trebuie să mă prefac că n-am citit-o ca să te trag de limbă și tu să zici. În fine, dacă aveți nevoie de un om care să scrie glume, te bagi? Da. Dar scrii glume așa, gen te trezești ziua și te apucă să scrii? Bă, dar acum depinde pentru cine. Trebuie să și se potrivească pe om, nu știu neapărat, dacă ai o audiență din bătrâni sau... Foarte bun subiectul. Cu ce comediant care la noi e mai popular și ar permite să te plătească, te-ai identifica ca stil de scris, adică să poți scrie pentru omul ăla? Și eu m-am gândit la chestia asta acum câteva zile și eram curios. Bă, nu știu, cu nimeni, cu cine nu m-aș identifica, asta ar fi mai interesant. Da, sau nu așa, cu cine, pentru cine n-ai scrie. Eu n-am vrut să duc în zona aia de conflict, dar... Bă, nu știu, dar nu neapărat că n-a scrie, că nu-mi place omul, dar mi s-ar părea greu pentru aia care au public de la TV, gen, să vină tot felul de bătrâni, tot felul de mămăițe și să vin eu să dau glume cu droguri, de exemplu, sau cu altceva. Mi s-a întâmplat o dată, aveam show la Casa de Cultură din Mangalia și știi cum e cu primăriile, cu pile, cu astea, bă, în primele rânduri numai cu coane aranjate, de la coc, machiajuri venite de la primărie, secretare, mini-secretare, subsecretare, îți dai seama că trebuie o grămadă de secretare într-o primărie. Și n-au râs la gluma cu drogurile? La glumele. Glumele, ai dat matersetul ăla cu drogurile, ai dat tot? Oho, dar ce-am mai dat? Am dat și bucata aia cu Teodora. Ești o curvă. Ai dat-o și pe aia? Da. Știi bucata lui cu Teodora? Nu, ești o curvă? Nu știu. Tu pentru cine vrea să scrii, Angel? Pentru cine aș vrea să scriu, da. Eu? Ai un comedian din România care ți-e așa mai la suflet? Care ți-ar plăcea să te anturezi dacă ai avea ocazia? Bă, mi-ar plăcea foarte tare cu Bordea să mă anturez. Pentru că e puțin mai conflictual.
cu el. Bordea e mai conflictual, zici? E puțin pe conflict, știi? Și uneori și eu mă duc în zona aceea. Bine, sunt mult mai jos, dar cu el mi-ar place să mă identific. Să fiu ca el, să semăn. Să... Înțeles. Tatuaj ai? Nuanța pielii e un pic diferită, dar în rest trebuie și mai... Și sunt român. Ești român? Da. Păi toți suntem români aici, nu? Mai puțin Bilț. Sunt român jet be jet. Bravo, Bilț. Tu ești din București? Nu, Mangalia. Așa, din Mangalia. Ai fost la tine acasă, practic, nu? Și ai făcut spectacol atunci, la Casa de Cultură. Da. Au venit părinții fără să-i invit. Aia a fost și mai ciudat. Eu nu mi-am invitat părinții, tocmai pentru că știam că n-o să le placă. Și-au luat bilet să te vadă? Da. Și mai mult decât atât, după ce m-am dat jos de pe scenă, mi-a scris taică mică ce ca prea porcos vorbești. Și după aia au intrat pe scenă Raul și după aia Costel, care o avea pe aia cu olărește-n pula. Și a dat mesaj lui Costel, taică tu după show? Ar fi fost ceva să-i dea și lui. Trebuia să-i spui, uite, tată, de la el am învățat. E o influență negativă asupra mea. Bă, da. În primul rând, nu înțeleg de ce nu le-a plăcut. Probabil, uite, fiind un oraș așa mic ca Mangalia, lumea poate vine, bă, e un eveniment când e un oraș așa mic. Bă, se întâmplă ceva. Nu neapărat că ești la curent sau ceva, dar e un eveniment și... Nu știu, eu rămân, bă, oameni buni, voi n-ați văzut că scrie 16 plus pe bilet? Adică, de ce credeți că scrie 16 plus pe bilet? Credeți că rezolvăm integrale, trebuie să fii clasa 10-a ca să vii la noi la show sau de ce? Da, bă, dar acum s-a schimbat, adică sunt show-uri din ce în ce mai curate și oamenii au văzut și pe net și asta și bănuiesc că nu se așteaptă neapărat. Adică nu, e mult stand-up acum pe net care nu e neapărat vulgar. Da, nu știu. Da, pe net dacă în jur ți-l demonetizează YouTube-ul, adică asta e chestia. De asta nu făceam eu bani? Mă gândeam că e de la alea 128 de vizualizări, că e de la înjurături. Constantin. Da. Tu înjuri în materialul tău? Maxim. Îți place să înjuri? Nu-mi place să înjur, dar am văzut că asta prinde la lume. Unde? De ce? Mor când aud chestia asta cu asta prinde. Tu ești de acord că asta prinde la lume? Bă... Și acum să zic ceva, dar știi că ești de acord cu mine. Nu ți-a întâmplat niciodată să judeci un public dacă râde la pulă sau nu? Gen aia să fie modul, a, gata, au râs când au zis pula, gata, ăsta e public de la mediocru puțin, școala de arte și meserie, gata, ăștia n-au râs, ăsta sunt nivel mai sus, școala post-liceală de asistente. Acum depinde în ce zonă ești, că în momentul în care aveam material doar cu pulă, eram bucuros că râdeau oameni, nu puteam să-i judec. În momentul în care îți mai schimb materialul, cumva publicul e cumva oglinda ta, știi? Dacă tu vezi că ei rezonează cu ce ai scris tu, ești, ăsta e publicul meu, nu? Adică... Bă, nu știu, când eram mai la început, scriam cu mai multe înjurături, acum e jumate, dar tot cred că trebuie să fie un public de ăsta mai neauă și puțin mai în colț să râdă la glume cu pulă și să nu râdă la altele. Tu ai avut, doar, nu doar ai umor și open mic, ai avut și niște show-uri cu Alin Șună, nu? Da, și cu Cristi. Am avut câteva. Nici pe Cristi nu-l cheamă așa. Ba, așa îl cheamă, pe bune. E numele lui de scenă. Nu ți-o zis? Vorbesc serios. Nu. Așa îl cheamă, cred. Ăștia și-au bătut joc de mine, pe bune. M-au tărât în țară. Ai avut câte show-uri ai avut, dacă ții minte, în afară de open mic-uri și ai umor? Show-uri unde să vină oameni care au plătit un bilet, chiar dacă nu neapărat. Cred că am avut 10, poate mai bine de 10. Așa. Și cum ți s-a părut? Apropo de ce spunea el de public, adică e judecat în direcția asta, că bă, ăsta în jur, ăsta nu... Nu i-am judecat, îți dai seama, pentru mine a fost ceva nou și eu chiar am fost speriat de ei. Nu am avut curaj niciodată să-i judec, doar că am început să beau din cauza asta. Că am observat eu că dacă bei un pic, e mai bine. Și problema e că uneori... Nu te-ai mai oprit. Da, nu mai mi-aduc aminte ce s-a întâmplat. Știi, adică am de aia. Și ei îmi spun la un moment dat când pe mine m-au băgat cumva în mijlocul lor să mă ajute. Și când la primul nu prea se râde, vine Alin Șună și îmi zice, pune mâna și bea. Și atunci beau. Dar nu mă mai trezesc. Vi s-a întâmplat vreodată să... O dat, adică bănesc, tu ai urcat ca opener, nu? S-a întâmplat să urci ca middle, dar în principiu ca opener. Urci, da, nu? Ca opener, da. Și tu la fel, ca opener? Nu, ca middle. Ca middle? Cine urca înainte ta? Cristi. Andrei. Cristi Manolescu. Cristi Andrei Manolescu, da. Nu, eram curios dacă s-a întâmplat să o dai mai bine decât, nu știu, în ce formulă ați fost, middle-ul sau omul care închide. Ce senzație ai avut? Gen să urci, să o dai, chiar dacă tu ești opener, să o dai mai bine decât cel care închide show-ul. S-a întâmplat? Nu, în rest s-a întâmplat o chestie interesantă tot la show-ul ăla din Mangalia, bă. Pe lângă faptul că arată ca ultimul nivel al comunismului casa aia de cultură, că ai văzut și tu cum arată casele alea de cultură pe interior. E fix par mai mult case decât cultură, dacă îmi permiți o trimitere la...
O glumă, da, da. Și case, mult spus, garsonierele de cultură, ceva mai low cost, bordeiul culturii. Așa, și ce s-a întâmplat? Bă, n-aveam muzică de intro. Eu nu urcam în locul tău. Oh, ai urcat fără muzică? Bă, știi ce? Norocul nostru că atunci avea Raul, avea un ukulele de la o chitară de aia pitică, midget. Da. Am cântat în mașină până în Mangalia, trebuia să facem ceva că ne plictiseam. Și dacă tot aveam ukulelele alea, a pus microfonul fix lângă ele și am început să cântăm la ukulele și a început să aplaude publicul de parcă îi credeau că asta a fost plănuită, nu că noi suntem săraci aia mai proști la casa de cultură. Da, uite, vezi, uneori neprevăzutul se poate transforma într-o chestie drăguță. Da. Tu, Constantin? Eu am avut două experiențe foarte mișto. Nu mai țin minte numele orașului, dar știu că la un moment dat după show a venit cineva la Alin Ciună și a zis: "Bă, Nae, nu te simți..." Da, mă, da. A venit la Alin Ciună și a zis: "Bă, Nae..." Da, mă, da, bine, omul oricum era luat și zice: "Cum trebuie să-i zic, mă, să-i zic... Băi, Nae, te simți, mă, mândru că l-ai pe Anghel cu tine?" Și m-a încăcat pe mine de râs. Și altă dată... Nu, el mânca în momentul ăla, știi, și eu am început să-mi dau frimiturile după mine și să tai afară, că nu mai... Și a mai venit cineva odată și a zis lui Cristi, tot așa, mâncam toți de pomane, că, da. Și zice: "Băi, m-am așteptat la tine în seara asta să o dai bine, dar v-a făcut Anghel pe toți." Și jur că nu mai știam cum să urc în cameră, mi-era o rușine și chiar mă gândeam la un moment dat, zic, să vezi că dacă la un moment dat mă duc mai bine ca primul sau ca al doilea, nu, nu mai dau ăștia banii. Nu mai mă iau ăștia cu el, știi? Și mă gândeam, zic, o dau câteva show-uri proaste, dar după aia iar nu mai iau ăștia. Zic, nici nu știu cum dracu să fac. Și am pus dar pe amândoi. Dar nu cred că ce e chestia asta. Adică mie mi se pare, eu am mai pățit în diversele colaborări prin țară când am fost la show-uri, fie cu Victor Drăgan sau nu mai știu cu cine am mai fost. Au fost show-uri unde, deși urca primul, se întâmpla să o dea mai bine. Mamă, deci mi se pare că te motivează atât de mult, adică ești, bă, ai un pic din frustrarea și ești tu zgură, dar trebuie să te motivezi, adică nu văd de ce nu, adică vrei un opener bun, nu? Crezi că sunt oameni care văd asta ca un dezavantaj să ai un opener bun? Bă, nu, în general nu, dacă poți să dai peste opener, n-are nicio treabă. Adică e o problemă dacă o dă openerul foarte bine. Dacă îți ridică prea sus nivelul și nu mai poți să te duci acolo, dar în general nimeni n-are problema asta. De unde să ai problema asta, știi? Da, păi uite. Nu, eu am problema asta probabil din cauza zvonurilor care sunt în industria asta, că... Ce zvonuri, Constantin? Sunt zvonuri în industria asta. Da, uite, eu de exemplu am văzut oameni buni la open mic și mereu m-am întrebat, bă, dar pe ăștia de ce nu ia nimeni? Sunt prea buni. Nu există chestia asta cu sunt prea buni. Așa am auzit zvonul, știi, că sunt prea buni și îți dai seama că le dă peste mână. Plus, dacă ești prea bun, bine, fă treaba, adică... Asta nu, deci n-am auzit zvonurile astea de la cineva calificat. Am auzit-o de la amici, de la prieteni și atunci m-am speriat și cred în orice căcat. Dă-ți seama, fiind la început, vreau și să fiu acolo și cred în basme. Da, nu, trebuie să crezi în stand-up și în glume pentru început, nu, Vlad? Nu în zvonuri și în... Da, și să fii puțin frăjit și zic eu că ajungi să... Ascultă-l, când e vorba de... Am fost odată prăjit și nu mi-a dat-o bine. M-am speriat, s-au ridicat mesele în sus, era acolo teroare. Stai că stai curios deja, s-a uitat cu privirea pofticioasă. Dar ce ai luat, Constantin, așa, de dragul discuții? Am fost la Brăila și eu de obicei, când îmi scriu glumele, mai fumez, trebuie să recunosc. Și am zis, hai să o dau așa, fumat. N-a mers, m-am panicat, ți-am zis, am început mesele să se ridice, auzeam mai multe voci decât erau în sală. Nu știu, mă uitam, vorbea microfonul cu mine, a fost creepy tare, creepy. Mi s-a părut că am ce stat... Ce crezi că a fumat Vlăduț? Bă, dacă se ridică mesele niște DMT undeva pe acolo, puțin cimbru, puțin busuioc... Ai putea să faci o aplicație, să fie un fel de Shazam pentru droguri, să zic oamenii, bă, am luat odată ceva, nu mai știu. Și cum a făcut el? Cum s-a ridicat mesele? Și da, DMT, ai zis? Mă gândeam să fac o aplicație cum e Pokémonul, știi că aveau Pokédex-ul ăla și era who's that Pokémon, să ai un de-asta pentru animale de companie, cine e pisica asta sau ce e asta, știi, pentru lucruri random. Sau pentru oameni, cine pula mea e ăsta, știi, și spune acolo. Cine e ăsta, Victor Drăgan? Stați că mai trebuie să lucrăm puțin la aplicație. Da, adică tu deja te gândeai la versiunea
finală, când ajungi la finisaje de îți recunoaște oameni, indiferent de cât de puțin cunoscuți sunt. Da, când mai are puțin și te găsește și pe tine după Victor Dogan și Alex Mocanu și... dar îți place să stârnești un pic de... Asta ai putea să faci, să scrii comentarii la toți oamenii din industria și muzicală și din stand-up, să intri și să mai lași cât să fii ca un țânțar de la care vine să filmă, ce mă, iar e Bilt, iar lăsa comentarii. Dar ce vrea să faci, Bilt? Uite, în afară de stand-up, că știu că ăsta e jobul ideal, bănuiesc, nu? Pentru, și pentru tine și pentru mine. În afara stand-up-ului, tot îți cauți de muncă, ce ai vrea să faci? Din joburile astea semi-normale și disponibile pe piață, ce ai alege? Ca să-ți provoace cât de cât plăceai să nu fii la muncă în fiecare zi. Stuardeză. O, da, mă vezi așa puțin. Bine, adevărul că ești deja slim fit. Da. Îmi las părul mai plată. Uite cum e părul așa, altul mai așa. Acum trebuie să-l pun la loc. Nu. Lasă-l așa, e ok. Uite, cu freza asta sigur nu mă angajează nimeni. Au căștile. Așa, bă, nici nu știu ce aș vrea să fac în... Ceva tehnic, nu știu să... Bă, nici nu știu ce aș vrea să fac. Eu am aplicat la toate joburile, nu mai să-mi găsesc de muncă, nici nu mai aduc aminte la ce am aplicat. Să știi că e și asta o problemă. Trebuie să te hotărăști pe ceva, că de obicei dacă aplici așa random... Mă crezi că m-a sunat una să-mi zică că am aplicat pentru account manager și nu-mi venea să cred, îmi voia să întreb, sunteți sigură? Am aplicat eu la așa ceva. Da, ce account manager? Că și ăsta depinde, dacă e o chestie mică, uite, tu poți fi account manager pe cele două. Ai dubițe ce? Da, dubițe. Pe una o știu. Da. Chiar era nevoie și de a doua. Și ai discutat cu ea, ai fost gen, bă, dar la ce am aplicat? Bă, gen, sunt oameni care dau click pe reclame pe Facebook, pe Instagram pentru investiții, pentru nu știu ce, și își fac conturi de alea demo și tu trebuie să-i convingi să-și facă conturi plătite, o chestie de genul la account manager. Da, sună... Asta a fost unul din joburi, alt job la care am aflat că am dat interviu, bă, și nici n-am citit descrierea jobului, am aflat de-abia când vorbeam cu HR-ul, că m-am înscris să prezint la Flanco Produse, telefoane chinezești Oppo, chiar așa se numesc Oppo cu 2 de P și 2 de O. Da, au departamentul ăsta sau există în cadrul Flanco un angajat care asta face, prezintă telefoanele Oppo, atât? De cât poți să prezinți sau ce? Bănesc, era o chestie de consilier vânzări pe, nu știu. Cred că te angajează Oppo în sine, dar și eu am fost șocat când mi-au zis, am rămas pe bune și am rămas, nu se face asta de acasă și aia, nu, că trebuie să fim Flanco, să le arăți la client și după aia și în alt exam. Aveai un fel de era un fel de, cum îți promotărițele la țigări? Cred că da, sau cum sunt ăia de la Flanco, dar cu badge de la Oppo, nu știu exact. Ați încercat noul telefon, ce-i chinezesc sau ce-ai zis că e? Cred că da. Chinezesc Oppo. Deși l-au făcut așa să sune, nu mai e Oppa, e Oppo. Oppo șa. Puteți să le zici niște glume, să știi? Oppo, nu fi Popo. Nu, e ok. Da? E ok să fiți Popo, nu-mi l-a făcut astea Vlad. Asta promovăm. Dar ai fi avut o tarabă de aia micuță cum sunt astea cu mostre până Kaufland, de vând cașcaval sau cum? Cum ai fi prezentat? Și să fac așa, telefoane vechi, telefoane noi. Eu mi-aș imagine, aș vrea să-l văd o dată. Ia telefonul, cumpere aici și se strică acasă. Și dacă nu merge, îți dau eu depresie, că am. Ia telefonul, am muncit niște copii în China pentru el. Dacă ne urmăriți oameni de la Flanco sau de la Oppo sau de la Salvați Copii, eu zic să mai sunați o dată la Vlad. Ce ai vrea să-l vezi pe Vlad? Jandarm. Stăteam și mă uitam acum la el pe bune și jandarm călare sau ceva. Ai fi în stare să dai cu bastonul sau să dai o amendă? Bă, da, depinde pentru ce. Sau ca jandarm, tot mi-ai vinde un telefon Oppo, adică ai fi... Pleacă acasă sau îți dau treaba asta. Cum ar fi să trezești în pielea un... Da, mă duc ca jandarm, bă, să cadă guvernul, dar un telefon nu vrei. Da, nu știu ce să mai întreb, Vlad, că mi-ai zis tot. Tot, mai ai ceva să-mi spui? Mai da, m-a sunat una tot pentru interviu. Stai că te-ai speriat, ți-am luat în degetul în ochi. E ok să fii Popo, e ok, e... Da, anulăm ce a spus. N-avem nicio problemă, puteți să aveți orice orientare tehnologică, Popo, Oppo, Samsung, e ok.
Te-a mai sunat cineva? M-a sunat cineva și mi-a zis: alo, domnul Blitz. Pe mine mă cheamă Bilt și m-a sunat și mi-a zis: alo, domnul Blitz. Și venea să-i zic că îmi pare rău, ați greșit telefonul. Și pentru ce job era? Nu te-a interesat? Adică... Bună întrebare. Dezumor, nu. Stai că o sun. Sun acum ai. Dar mi-aș... Cât de tare ar fi să te sune cineva? Bine că e filmat pe seară. Să te sune cineva acum live. Dar tu ce vorbești cu ei? Că pare că doar începeți niște conversații și le lăsați așa. Nu le duci mai departe. Adică nu... Ai fost la vreun interviu? Da. La două chiar. Bine că le-am avut pe WhatsApp, că uitam unde trebuia să mă duc. Așa? Și astea la ce au fost? La Oppo și la Account Manager. La? La Oppo. Dar ai o atracție către brandurile astea. Păi eu doar asta știu despre telefon. Mai am al doilea interviu la Oppo mâine și nici nu știu nimic despre telefon, doar că așa se numește. Dacă mă întrebi cât are camera sau cât are display-ul sau de ce să dai banii pe el, nu știu. Da, tu ai interviu mâine? Da. Bun. Da. Bă, da, și sună, măcar dacă suna ceva chinezesc. Oppo sună ceva italian. Domnul Birț, trebuie să acordăm timp tuturor interlocutorilor. Spuneți, domnul Constantin. Vreau să-l întreb dacă primul job la care lucrai doar 2 ore, nu cumva aveai 8 ore de program, dar tu de fapt ajungi la ultimele 2. Nu, munca în folosul comunității ești când ești condamnat să faci muncă în folosul comunității. Nu i-a neapărat un job. Așa a vrut Ministerul Justiției, a zis: te duci și muncești pentru patrie. Condamnat la muncă. Vlad Bilt, sezonul 2. Ai făcut ceva ilegal? Ai avut timp? E ok. Bă, eu te-aș vedea în serialul ăla. Te-aș vedea în serialul ăla La Seral. Acolo te-aș vedea. Poți să scrii după România, poate. Nu, chiar ai fi un personaj care aduce un pic de culoare acolo. La fără frecvență. Acum, Constantin, să nu crezi că te-am adus aici să vorbim despre comedie. Întrebarea mea este: ești dispus să-l angajezi pentru o lună pe Vlad la firma ta de anvelope mobile? Nu. De nu. Ce? Mi-ar vinde telefoane, dar în loc să... Nu, mi se pare foarte lent omul ăsta și eu ți-am zis și în mesaje, îl admir cumva pentru stilul ăsta lui și mie că m-aș îndrăgosti de el. Adică, haide mă, o ardem la o cafea decât să schimbăm anvelope. Vlăduț, dacă Angel s-ar îndrăgosti de tine, ai fi dispus să treci la Oppo? Nopo. Ala, uite, asta mi se pare drăguț, să chem doi oameni să-i pui să-și spună părerea despre celălalt, nu? Mai fac ăștia pe la... Am mai prins așa episodic smizirea de emisiuni, gen puterea dragostei, nu știu, nu? Când e aia și... Dar, Vlad, ce părere ai despre ce a spus Constantin despre tine? Bagă râcă, așa. Nu, acolo se mai întâmplă chestiile astea. Mai auzit ce am zis despre tine? A, chiar la puterea dragostei te-ai duce? Tu ești căsătorit? Da. A, ok. Ai voie să te duci la puterea dragostei? Mai nu știu, pentru audiență cred că te lasă ai voie, da. A, nu. Sau voi aveți voie, tu ai voie la Insula Iubirii, gen. Acolo da. Cu... Tu, Vlad, la ce emisiune ai vrea să mergi? În afară de ai umor. Bă, nu știu, ce mai e pe la televizor? Nu te uiți? Nu. La puterea dragostei. Păi ce ai făcut televizorul ăla de la demontat? Ăla cu diode și... Care? Ăla vechi, diamant. Ăla era la comunitate. A, ok, trebuie să-l lași undeva? Adică mă gândeam că poți să-l iei dacă... Nu, îl desmembrezi și îl pui lemnul la lemn, plasticul la plastic și tot așa. La reciclare, mă? Da, ceva de genul. La, stai să mă gândesc, ADP, Fundația pentru trebuie Promovarea și Sancțiunea Sancțiunilor Comunitare, ceva de genera. Dar vă punea să repetați că nu știați acolo? Nu, dar știu că era FJZ, SIPC, ceva. Era... Bună ziua, sunt bucuros să lucrez la Autoritatea pentru Dezmembrarea Televizoarelor în Lemn și Sticlă. Dar uite, tot e acum scandalul ăsta cu... politizarea funcțiilor. Ai văzut cum a trecut de la droguri și puterea dragostei? Ați văzut reportajul pe Recorder cu ăla care a fost dat jos din nu știu ce funcție de la Regia Apelor din Târgu Mureș și a fost pus un băiat care vindea tonomate de cafea, că era de la partid? Nu. Nu. Bă, în fine, e o chestie mega serioasă și tristă, dar e și amuzant, că era un băiat așa grăz, cu măscuță, l-a întrebat ăla, dar ce pregătire aveți? Și stop. N-are orice om dreptul să încerci în viață să reușească sau ceva de genul ăsta. Unde te vedea? În ce funcție de asta publică? Ai pile? Ai pile, da? Dacă am pile. Nu zic, ai pile, mergem cu fantezia asta și te pune, poți să te pună cineva, o rudă, un unchi, o mătușă, într-o funcție asta publică. Unde te vedea? La președintele României. Lasă-mă, la exagerat. Deja vorbesc lent. La ce... te cheamă și Bilt? Da.
La ce minister? Hai, nu funcția, că ăsta vrea președinte direct. La ce minister te vedea? Să faci un pic de treabă, adică să aduci un plus valoare ministerul respectiv, adică nu să stai ca o lepră. La Ministerul Mediului. Sună de parcă nici nu faci prea mult, nici prea puțin. E mediu. Bă, dacă aveți nevoie de glume. Vorbești serios? Ai vrea la Ministerul Mediului? Crezi că te-ai descurcat? Adică să nu te faci de râs. Bă, nici nu știu ce te să fac acolo. Ce contează, mai? Cine știe, ai pile, cu ai ce crezi că aș putea să mă fac de râs? Mă piși în pădure și lucrez la Ministerul Mediului. Asta, tu ai avut un, ai avut un și job? Și după aia o poză, uitați ce face Ministrul Mediului pe mediul înconjurător și o poză cu tine când te piși pe un copac. Așa, dacă am avut un job... Unde ai lucrat efectiv? Nu ai fost obligat de poliție? Și fără să mă oblige justiția, nu poliția. Justiția. E o diferență. Poliția a fost HR-ul, practic, nu? Ei te-au angajat... Bă, la ce bune stipele alea de la HR, cred că sunt unii care se angajează doar ca să vorbească cu ele. Ai avut un job unde ai lucrat efectiv măcar 3 luni, 4 luni? Da, am lucrat ca broker la Bitcoin. Și ai făcut ceva? Adică că până acum ai vorbit doar de joburi posibile și de ce ai face. Eram curios cum este omul Vlad Bilț la locul de muncă. Te plăceau, vai de capul tău. Te plăceau colegii? Bă, nu era vorba de colegi, era vorba de manager. Colegii ca colegii, bă, dar managerul, când mi se întâmpla să întârzi la muncă, câteodată luam taxiul ca să nu întârzi, întârziam la muncă, venea managerul și zice, ce faci, ai întârziat la muncă, îți dau amendă, bam, și zice că îmi scad de 50 de lei din salariu, bă, și am aflat că amenziile astea nu sunt legale de-abia după ce mi-am dat demisia de la muncă. Cred că încă pot să-i dau în judecată, nu știu cât timp. Cum să-ți dea amendă la... Să-mi scade din salariu că am întârziat și am aflat că e ilegală chestia asta după ce am plecat de la muncă. Câte amenzi ai luat? Câți bani ți-au furat ăștia de la... 2 milioane, cam așa. Dar în amenzi de-astea de 50 de lei, nu te gândi că am întârziat doar o dată. S-a mai adunat, mai ia 50 de lei. Cât era salariu când ți-ai luat 2 milioane amendă? Dacă era 5, ți-ai luat 2 milioane, e trist. Da, căcată, 24 mi era. Da, era pe limba engleză, dacă era pe limba română era salariu minim. Ce bine că știu limba străină. Uh-huh. Alin Șună nu știe. Da. Zi-mi cât, suntem aproape de final, ca să știu cum ne... Cât avem? Cât? 37 de minute am vorbit. Ai vorbit aproape, Vlad, despre locurile tale de muncă. Posibilele tale locuri de muncă. Bă, sper să găsești ceva. Dar poate și găsești ceva. Dar ce are, că e un subiect interesant, toată lumea își caută locuri de muncă. Tu ai carnet de conducere? Ai de șofar ăsta? Mergi cu mașină? Ai mers? Nu. Bă, n-am carnet. Când eram în liceu, toți colegii când făceau 18 ani dădeau de școala de șoferi ca să poată după aia să conducă mașina părinților. Și am zis, bă, pentru ce? Părinții oricum nu-mi dau mașina să le-o conduc. După aia plec la București la facultate, ei rămân în Mangalia cu mașina. Pentru ce? Că după aia ai văzut că dacă nu conduci mult timp, uiți, te panichezi. Și atunci am zis nu. Am înțeles. Nu știu, tot încerc să-ți găsesc un loc de muncă, dar nu știu ce o să... Lăsați în comentarii dacă... Ideea e că pot să învăț, bă, nu știu lucruri, dar pot să învăț. Dacă ai cineva răbdare să-mi explice, fă asta, asta și asta și asta, merge. Tu cum, ai mai făcut ceva înainte de vulcanizare? Nu. Cu asta ai început? Cu asta am început la 16 ani. Și asta de frică... Am avut o prietenă care mi se părea prea frumoasă pentru mine. Okay. Era mai mare ca mine, eu nu aveam bani la timpul ăla. E gen nevastă de acum? Nu. Și... Nu povesti foarte mult atunci, lasă așa. Gen. Și toți prietenii mei o invitau la un suc, iar eu nu aveam bani de un suc. Și atunci am zis, nu, trebuie să mă angajez. Iar ăla a fost teama singurul... De sărăcie, teama de să te părăsească femeia. Da, teama de singurătate. Sărăcie sexuală, se zice. Da. Teama de virginitate. Îți dai seama că zic că ori fac bătături în palmă de la muncă, ori... Și la cât, ai apucat? La 16 ani. 16 ani. Înseamnă că ești expert cumva acum, nu? Adică mă, am 17 ani de meserie. Mă consider expert dacă sunt treaz. Repet, că am început să cam beau în ultima perioadă. Și la muncă? Mai ales acum că am rămas fără permis. Ai rămas și fără permis? Da, mă, că am încetinit prea târziu. Am intrat... Adică depinde în ce situație ai încetinit prea târziu. Nu. Ai călcat un om? Nu, veneam din Focșan și la un moment dat am văzut că intru într-un sat și am văzut 50 și zic lasă că pun eu frână. Și m-a luat radarul și a venit după mine și domnul Anghel aveați 107. Zic da, vă luăm permisul, nu? Ia-l, cira, să-i zic.
Și m-a întrebat unde vă grăbeați, zic, nu, încetineam. Dar nu erai cu asta cu muncă, nu puteai să zici că, bă, o urgență, un medic, așa, spart roata și merge o ambulanță, ceva. Nu, că nu prea pot să mint, sunt prost, așa, se vede serios? Pe mine, da, când sunt vinovat, se vede pe mine, știi, și mă și sperii. Chiar ești anti-pește, anti-interlop, da, anti-bombardier. Sunt ciudat rău. Tu, Vlăduț, ai mai mințit? Oho. Bă, da, depinde și cum... Depinde și cum arăți când minți, adică nu știu, contează și aspectul. Dacă ai, dacă nu știu, dacă ești plin de tatuaje, nu poți să zici, mă grăbeam că mă chema mama acasă. Nu vrea poți să zici asta. De asta Vlăduț și-a păstrat aspectul inocent. Da. Ca să poată face căcaturi să mintă. Bravo, e o strategie și asta, să știi. Da. Dacă ar fi să puneți o, să vă puneți o întrebare unuia, celuilalt, Vlad, tu lui, Angel și Angel ție, să aflați ceva care crezi că o să vă ajute în viață. Ce l-ai întreba? Ia-o în serios, nu mă lua iar cu bă, astea. Fii serios. Pe bune, vrei întrebări serioase la podcast? Bă, ceva. Să, chiar să te ajute. Vrei să afli ceva. L-ai pe omul ăsta în față. Da? Și vrei să afli ceva care crezi că o să te ajute în viață. Întreabă ceva serios. Dracu, toată ziua râdem droguri și... Băutură, drog. Cât de greu e să începi o vulcanizare? V-am zis serios. Ce sunt niște lucruri care poate te ajută? Chiar, Angel, care-i, ce ți-ai luat prima? Ce ți-ai? Contabil. Mi-am luat un job prima dată, ca să învăț meseria. Mi-am luat... cred că mașina de dejantat prima dată. Ca să realizez că după aia aveam nevoie de un compresor care era de 3 ori mai scump decât mașina de dejantat. Îți trebuie foarte mult. E cumva, e ciudat, dar trebuie să știi meseria. Păi și ai avut bani pentru toate? Te-ai mai împrumutat de la alții? Nu, am strâns bani. Ah, ok. Am avut o ambiție că da, cineva mi-a zis mie, bă, într-o zi tu o să fii ca mine. Și am zis, nu, o să fiu mai mult ca tine și am început ușor să-mi iau eu sculele mele. Dar a durat ceva timp. De acum depinde cine ți-a zis. Dacă era un coleg la vulcanizare, trebuie, am șanse, te trec peste tine în 2 ani. Dar ce mi se pare interesant, ai aflat ceva? Scuze că nu vreau ce? Să fiu genul de n-a gazdă care întrebă. Măi, e greu, dar dacă vrei, poți, dar trebuie să-ți iei un job. Deci, ce ai aflat? Și să nu cheltui banii greu. După ce îi strângi, nu? Nu cheltui înainte să-i strângi. Asta e ideea strânsului, că îi strângi și îi ții acolo. Am bani de vulcanizare, dar ia să mă duc eu până la discotecă, că nu mi-a ieșit Angela la când exact. Ai aflat în seara asta de ce rămâneai fără bani? Da. A, nu trebuie să-i cheltui când îi strângi? A, și câte planuri aveam. Da, mie mi s-a mai întâmplat să mai strâng bani și mă tezeam cu un iPad câteodată și nu mai aveam bani. Dacă se schimbă viața după podcastul ăsta și doar datorită întrebării, poți să-i răspunzi, te rog frumos, lui Alex Șerban? Te rog din suflet să-i... Spui că mai durează puțin. Ar fi mișto să-l vezi peste câțiva ani de zile, dar cum ai început? Am fost la un podcast cu băiatul ăla tatuat. Îi mulțumesc și în ziua de astăzi. Nu știu cum îl cheamă, dar... Acum e rândul tău să-i pui o întrebare lui Vlad cu scopul de a învăța ceva. Gândește-te că a trecut și el prin niște lucruri, că s-ar putea să poți afla ceva. E ok să ai viața lejeră, adică... Ce în... Scuze, suntem la sectorul serios al... Cer scuze, nu râdeți, nici voi să nu râdeți acasă. E ok să... Bă, da, râdeți. Dar ce frumos, că ești un pic poet așa, că o viață lejeră. E ok să fii lejer așa. Ce înseamnă să ai o viață lejeră? Mă, Vlad, ideea... Da, uite, eu de exemplu, dacă n-am mâine și poimine de muncă, cumva sunt speriat. Nu te văd deloc speriat, adică și nici cu loc de muncă și nici cu speranța că o să ai un loc de muncă. Asta zic, e ok să fii lejer în viață? Bă, și da și nu. Câteodată singurul lucru care apreciezi la un loc de muncă e că te face să te ridici din pat. Aia e singura chestie, că altfel ai dormit până la 12 ziua și după ziua ar fi prea scurtă. Dar un loc de muncă te face să te ridici din pat mai devreme. N-am învățat nimic. Vlad, dar nu ți-e frică că o să-ți fută cineva femeia când ai bani de un suc? Nu, că el nu se ridică până la 12 de împați. Tu te-ai despărțit de tipa aia până la urmă, nu? A, nu, e o poveste mai... Nu mă interesează povestea, da, te-ai despărțit? Nu, da, nu mai suntem. Ok, deci nu te ajuta munca să o păstrezi, nu? Adică n-are legătură, nu mă interesează detalii. Tu ai zis că te-ai apucat de muncă, în ideea că ți-era frică să nu vadă suc la alți băieți. Nu, a fost mai... o să explic eu după. Da, zi ceva, nu mă lăsa așa, pe scurt, nu intra în detalii nasoale, că nu vreau să știu. A fost ceva dumnezeiesc, ca să zic. A murit? Da. Ah, ok.
Eu tot am încercat să evit, știi, dar tu... Nu, tu ca sunetul pe care l-asociezi cu moartea, gen, ai tras prea mult pe nas. Ok, 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 bine. E ok să ai o viață lejeră. Vezi, uite omul ăsta că e mult mai serios decât tine. Bă, nu știu, toate joburile pe care mi le-am luat, mi le-am luat că mi-era foame. Asta care era toate? Că ai vorbit de Bitcoin ăla. Pe el așa atât. Păi și toate joburile? Deja simți că ai muncit prea mult? Da. Ți-a fost odată foame sau? Da. Păi mă apucam de terminarea facultății și se împuținau banii de la părinți. Gen, și facultatea de-aia am făcut-o. Mi-a zis tata, ori te duci la facultate, ori te duci la muncă. Și doar nu am prost să mă duc la muncă. Și na, se termină și facultatea asta odată și odată. Ce dar vrei poți să faci? Masterat, doctorat, poți să cercetare. Uite, n-am ajuns așa departe. Dacă n-aveam atâtea restanțe, poate făceam și masterat. Păi așa spuneți domnul Bilț. Că aici vreau să ați avut și restanțe. Și eu am avut. Eu în anul 3 de facultate, când trebuia să dau, adică pe lângă examene care erau vreo 11, mai aveam încă vreo 13 restanțe. Deci am avut vreo 24 de examene într-un semestru. Nu știu cum le-am luat. Bine, am copiat, știu cum le-am luat, dar vreau să zic că au fost groaznic. Deci eram... Ce tare. Eu pe anul 2 am avut vreo 7 restanțe, după aia pe anul 3 încă vreo 14 că m-au arestat. Și în total vreo 21 de restanțe. Dar dacă te arestează, gen, n-ai o scuză, te duci cu cazierul și spui, n-am pus la școală, nu mă băgați la examene. Cum ar fi să mă duc? Eram într-un beci și n-am putut să vin la dumneavoastră la examen. Nu mi-au dat lumină să-mi termin lecțiile, nu mi-au dat lumină. N-aveau polițiștii pixuri să scriu. Eu n-am putut să merg la un examen și m-am dus după aia la ceva gen restanță și ca să o îmbunez cumva, știam că e o tipă de asta mai inimoasă, am mințit că m-au bătut niște țigani și mi-au furat portofelul la mea și din bloc, m-am bandajat, m-am dus, mi-am căutat pe net cum să faci sânge, era ceva cu de porumb, de nu, să arate așa un pic și m-am dus bandajat și mi-au zis, spune tu ce știi, spune, ce, să iei ceva, și am zis ceva ce știam, mi-a pus nouă. Vezi, Vlăduț, se poate, poți să termini o facultate, trebuie doar să mint, să copiezi. Învață-mă cum să mint la interviuri, aia am trebuit. Ok, o să discutăm după podcast. Nu știu, dar vreți să mai spuneți ceva? Dacă nu, vă mulțumesc suflet că ați venit. Chiar a fost un podcast, eu zic că Buhnici are concurență. Știu că sunt mulți oameni care îl urmăresc, că vor să afle chestii. În seara asta, eu zic că ne pișăm lejer pe IGDCCL. E lăsat comentariul lui Buhnici chiar vreodată? Mamă, ce rău ești. Așa vrei tu să termin? Hai să mai găsim lucruri să rimeze cu Oppo. În afară de Popo, ce am mai putea să găsim? Premiile Gopo? Bă, da, am o întrebare. De ce ai fost arestat? M-a întrebat un băiat de unde să-și ia cox și eu i-am zis de unde și aia a pus-o la intermediere la trafic de droguri. Uită-te la celălalt podcast cu Gherghe. Vorbește atât de puțin și totuși ai fost arestat că ai vorbit prea mult. Mhm. Ok. Ok, deci nu dezvăluiți sursele pentru droguri și o să aveți o viață lejeră. Mulțumim frumos, acesta a fost episodul din Open Podcast.